Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Sărbătoarea artelor moderne, ediția a 10-a. Tragedie la Căiuți. Accident feroviar la Sascut. Un om a murit pe loc. Sărbătoarea artelor moderne, eveniment aflat la cea de-a 10-a ediție, s-a bucurat de un real succes în rândul copiilor, dar și al părinților. Evenimentul este organizat de Asociația Culturală Armonie și Culoare și este cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin programul finanțărilor nerambursabile, conform legii numărul 350/2005, și are ca scop promovarea copiilor cu aptitudini artistice. În cadrul evenimentului cultural Sărbătoarea artelor moderne s-au întâlnit toate stilurile de muzică, instrumentală și vocală, clasică, populară și ușoară, dansul clasic, popular și modern și diferite expoziții de arte plastice. Este vorba de design vestimentar, grafică și pictură, dar și fotografie, astfel încât publicul să se bucure de o mare diversitate artistică. Potrivit organizatorilor, la acest eveniment cultural și-au anunțat participarea peste 800 de persoane, din care 400 de copii participanți, profesori, părinți, membri ai comunității locale. Sărbătoarea artelor moderne ne aduce în fiecare an aici la Ateneu, tocmai ca să evoluăm pe scenă, să toți copiii de la cei mai mici până la cei mari de la Colegiul Național de Artă George Apostu să demonstreze ce cunoștințe au mai aprofundat între timp, să evolueze încercând să ajungă la nivel profesionist. Un concurs frumos până la urmă și pentru ei o oportunitate de a demonstra cât de buni sunt și cât de talentați. Exact. După cum ați urmărit, sunt copii de la 5 ani în sus. Toți își doresc, la fel cum se văd și acum pe scenă, să interpreteze roluri din repertoriu universal și noi îi ajutăm pe cât putem. Făcut prichindei de la cele mai frage de vârste, nu știu, cred că 4-5 ani, așa, până la, să zicem, aproape adulți. 18-19 ani, cam aici ne învârtim, pentru că la Colegiul Național de Artă copiii studiază arta coregrafică din clasa 5, respectiv 10-12 ani. Unii dintre ei acum pleacă, după acest concurs, pleacă la București, pentru că mâine evoluează într-un alt concurs la Palatul Copiilor din București. Și de ce nu un îndemn pentru cei care ne urmăresc să vină la Colegiul de Artă George Apostu și să vină la balet în special? Cu mare drag, ați văzut, Sărbătoarea Artelor este sărbătoarea și Sărbătoarea Artei Coregrafice și, după cum s-a văzut, tuturor le face mare plăcere să danseze. Cum a fost? Ai avut emoții? Ai avut? Puțin. Câți ani ai întâi? 6 ani și jumătate. Mulți înainte și te-am văzut că ai fost interpretat rolul unei păpușele alături de colegele tale. Așa este? Da. Și a fost greu? Nu. Este dorința ei, doamnă, să facă dans, balet? Da, întotdeauna așa dore, de mică. Și cam cât repet așa? În fiecare zi. Fiecare este zi. Foarte serioasă. Da, foarte muncitoare. Ai avut un moment excepțional? Au fost emoții? Au fost, bineînțeles, ca la orice interpretare. Serios? Da. De cât timp faci balet? De la 4 ani, de 14. Acum câți ani ai? 18. Mulți înainte. Și încă mai sunt emoții? Încă, da, la fiecare. În cât timp ai pregătit momentul? De anul trecut, tot repetăm. Da. Am înțeles. Cam cât muncește o balerină? Câte ore pe zi? 4 ore, 4-5 ore în fiecare zi. Eu cred că muncești mai mult, dar nu vrei să spui. Sunt și zile în care stăm mai mult, da. Da, am înțeles. Bănuiesc că și acasă. Și acasă, bineînțeles, da. Ai recomandat și altor tinere să facă balet sau altor domnișoare? Bineînțeles, oricui, oricui. Da? Am înțeles. Un mesaj, dacă e pentru fete, pentru tinere, dacă e, uite, ne uităm în cameră.
veniți cu drag la balet, nu o să regretați. Evenimentul se desfășoară în perioada 4-9 noiembrie pentru secțiunile de muzică, dans și arte plastice în sala Ateneu Mihail Jora din Bacău. Zilele trecute la CAEX a avut loc o întâlnire dintre oamenii de afaceri băcăuani și președintele ANAF, Lucian Heiuș. La eveniment a fost prezent și deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. Temele discuției au fost prevenire versus sancțiune și consiliere versus control, evenimentul fiind organizat de către Clubul Oamenilor de Afaceri Liberal din Bacău. Aș începe prin a-i ura și eu bun venit domnului președinte al ANAF, domnul Lucian Heiuș. M-am bucurat să aflu că vizita domniei sale este prima vizită a unui președinte al ANAF-ului în județul Bacău. E o bucurie și pentru mine și pentru noi. A fost și pentru angajații Direcției Finanțelor Publice din Bacău. Până la urmă, aș mai adăuga faptul că întâlnirea, deși se petrece sub patronajul Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali, nu se dorește a fi una politică. Eu consider că există cu siguranță nevoie de un dialog foarte concret și foarte serios între mediul de afaceri din Bacău și nu numai, și instituțiile statului român, și aici ANAF-ul s-ar putea să fie una dintre instituțiile cu care doriți să dialogați cel mai mult. Este, bineînțeles, evident pentru toată lumea că fără plata taxelor și impozitelor nu putem să discutăm despre investiții pe care bugetul de stat trebuie să le susțină și așa mai departe. Aș mai adăuga, domnule președinte, că vă aflați într-un județ în care există niște campioni antreprenoriali pe fiecare pe domeniul lui de activitate, deși sunt mai multe companii cu care ne mândrim, aș sublinia totuși că din județul Bacău sunt atât compania Dedeman, cât și firma de construcții UMB. Cele două companii despre care v-am amintit sunt campioane și la rata profitului pe sectorul lor de activitate față de alte companii multinaționale care au rate de profit mai modeste. Nu mai lungesc, sper să fie o discuție utilă în primul rând pentru dumneavoastră și să existe cât mai multe întrebări la care domnul președinte să ne lămurească. Așa că eu vă mulțumesc tuturor pentru că ați dat curs acestei invitații și mai ales președintelui. Mulțumesc frumos, domnule deputat, domnule președinte. Mi-am dorit întotdeauna ca mediului privat să-i se acorde importanța cuvenită. L-am cunoscut pe domnul Lucian Heiuș, președintele ANAF, care în premieră, după 30 de ani de la Revoluție, susține aceleași idei. L-am invitat astăzi la Bacău, într-o discuție liberă cu oamenii de afaceri din județul Bacău. Domnule președinte, vă mulțumim că sunteți printre noi, că ne sunteți alături. Vă rog. În primul rând, eu vreau să vă mulțumesc că mi-ați făcut această onoare de a participa în Bacău la o întâlnire cu mediul de afaceri, întâlniri pe care eu le am destul de frecvente și țin foarte mult la acest gen de dialog pe care eu, ca reprezentant a fiscului, trebuie să-l am cu dumneavoastră ca și antreprenori, pentru că dialogul dintre noi este foarte important. Noi ca fisc trebuie să știm problemele pe care le aveți dumneavoastră, dumneavoastră ca și antreprenori trebuie să știți soluțiile pe care noi vi le putem oferi atunci când aveți nevoie de, când aveți nevoie de ele. Și da, din păcate, îmi spuneau și mie colegii de la finanțele din Bacău că sunt primul președinte de la înființarea agenției care ajunge în județul dumneavoastră. Lucru care, sincer să fiu, nu este normal, pentru că ca și conducător a unei instituții, îi firesc te duci să-ți vezi acolo unde îți desfășoară colegii tăi activitatea, în ce condiții, ce probleme le au, pentru că altfel, dacă stai numai la București într-un turn de fildeș, riști foarte mult să te rupi de realitățile cotidiene și, din păcate, mulți politicieni, mulți miniștri pică în acest păcat, ajungând într-o anumită funcție, uită de unde au plecat sau uită să-și mai iei informația de acolo de unde trebuie să fie aluată, respectiv de jos, de la cei care sunt cumva direct sau indirect beneficiarii deciziilor pe care le iei tu la un moment dat, ocupând o funcție înaltă în administrația statului.
impozitele și taxele nu au culoare politică. Când discutăm de mediul de afaceri, când discutăm de un mediu corect și concurențial în economia românească, când discutăm despre plata la timp a impozitelor, când discutăm despre corectitudinea impunerii, factorul politic nu are ce să caute. Aici discutăm strict de obligațiile și legale, dar și morale pe care le are un om de afaceri de a-și plăti la timp impozitele și taxele. Ar trebui să discutăm, nu cu mine, cu alte persoane din guvern, de modul în care sunt folosiți banii dumneavoastră pe care îi plătiți lună de lună și dacă sunteți mulțumiți de modul în care vi se întorc serviciile pe care dumneavoastră, de fapt, sunt plătite din contribuția dumneavoastră pe care o aveți lunară. Și aici este într-adevăr o mare problemă a societății românești, pentru că foarte mulți oameni din mediul de afaceri mi-au spus frecvent: domnule, noi înțelegem că trebuie să plătim, înțelegem că așa e legea, înțelegem că un stat nu poate să funcționeze fără impozite și taxe, dar de multe ori nu înțelegem de ce statul nu ne întreabă și pe noi când începe să cheltuiască banii pe care noi îi virăm lună de lună către bugetul de stat. Știu și lucrul ăsta l-am mai spus de multe ori, ANAF-ul nu poate fi iubit, fiscul în general nu poate să fie iubit. Dar eu îmi doresc ca ANAF-ul, ca fiscul din România să ajungă să fie respectat. Să fie respectat pentru că își face treaba cu profesionalism, să fie respectat pentru că nu mai există abuzurile care s-au întâmplat multe, poate de-a lungul anilor, sper că din ce în ce mai puține în ultima perioadă, să fie respectat pentru că atunci când o companie are o problemă, fiscul este alături de el și poate să îi găsească soluții împreună cu administratorul acelei societăți ca să treacă peste perioada grea pe care oricare poate să o întâmpine la un moment dat, să fie respectat de către colegii din Parlament, din Guvern, pentru faptul că le asigurăm veniturile necesare, pentru că dacă noi, ANAF-ul, nu am strânge banii necesari, Guvernul ar putea și n-ar avea de unde să cheltuiască. Și de multe ori, colegii mei din Guvern uită acest lucru, că făcând o similitudine cu activitatea dumneavoastră, noi suntem cei direct productivi din sistemul bugetar. Primăria orașului Târgocna, în colaborare cu Batalionul 22 Cireșoaia Vânător de Munte din Sfântul Gheorghe, județul Covasna, în acordurile muzicii militare a bazei aeriene Bacău, a organizat pe 2 noiembrie, ora 12, în piațeta Primăriei orașului Târgocna, cea de-a 17-a ediție a manifestării Ziua Vânătorilor de Munte. Eu am o admirație deosebită pentru vânătorii de munte, deși n-am lucrat cu ei, dar îi cunosc, am citit mult despre ei și am ținut neapărat să fac azi această combinație prezentând un erou care a fost și vânător de munte, dar și aviator și care în tot al doilea război mondial și în prima și în a doua parte, în ambele posturi, a demonstrat că este patriot, că este român, că este un om cu suflet, că este un om disciplinat. Pe lângă foarte mulți militari astăzi prezenți la Târgu Ocna, foarte mulți cetățeni simpli, dar și turiști. Au venit pentru că dintotdeauna armata este un punct de atracție. Prin modul cum organizează activitățile și nu numai armata, eu aș spune că un ceremonial militar, o religios, este un ceremonial care atrage publicul. Pentru că ați văzut că eu am făcut niște divagații acolo, am vorbit despre puterea spiritului. Când preoții sunt în mulțime, Dumnezeu este între noi. Așa cum este la Sfânta Liturghie în biserică, după ce se spune crezul și înainte de se spune Tatăl nostru. Foarte frumos, într-adevăr, discursul dumneavoastră și emoționant. Probabil că experiența mea de 30 de ani de catedră și-a spus cuvântul și am constatat de-a lungul anilor că trebuie să te duci către sufletul omului, să ai o capacitate empatică deosebită dacă vrei să fii acceptat și ascultat. Iar chestiunile mai protocolare, mai să le lăsăm deoparte. Un mesaj dacă e pentru Târgu Ocna și pentru târgocneni, vă rog. Pentru Târgu Ocna, aș zice așa, orașul Târgu Ocna este un oraș spre munte, este un oraș deosebit de frumos, este o stațiune. Cred că și primarul, pe care îl cunosc de vreo 12 ani și voi mai vorbi cu el, ar trebui să facă mai mult, să scoată în evidență acest aspect turistic al orașului Târgu Ocna. Astăzi o mare sărbătoare aici la Târgu Ocna, având în vedere că în împrejurimile acestei localități, în primul război mondial, s-au dat lupte
lupte grele de către Armata Română și în special de către trupele de vânători de munte. Am avut onoarea să particip la această sărbătoare alături de oficialitățile locale și cetățenii orașului și le mulțumesc pentru această invitație. Totodată vreau să menționez că un batalion al brigăzii, batalionul 22 vânători de munte din Sfântul Gheorghe, poartă denumirea onorifică Cireșoaia, în amintirea acestor lupte purtate pe dealurile din împrejurul localității Târgu Ocna. Ziua vânătorului de munte, fără vânător de munte, n-ar fi ziua vânătorului de munte. Bineînțeles, și noi suntem onorați că facem parte din această structură de elită a Armatei României și vă asigurăm că ne vom face datoria în orice împrejurare și în orice moment față de țară și față de neam. În cadrul ultimei întruniri a legislativului local, primarul comunei Mănăstirea Cașin, Adriana Enache, la secțiunea diverse a făcut un apel la unitate. Aceasta a făcut o scurtă informare cu privire la activitatea legislativului local, a proiectelor demarate, dar și a problemelor cu care administrația publică locală se confruntă. Am observat în ultima perioadă o atitudine foarte sfidătoare la adresa aședințelor, a ceea ce se introduce în ședință, remarci tăioase, cu subînțeles ca să vă audă la cameră, ca și cum ne întâlnim aici și facem nu știu ce. Drept pentru care sunt datoare să vă dau aceste explicații. Atât pentru cetățenii noștri, care privesc la televizor acum, cât și pentru dumneavoastră, dragi consilieri, care observ că nu cunoașteți legea. La începutul mandatului, mi-am propus ca nicio ședință de Consiliul Local să se mai desfășoare ca în anii anteriori. Adică, materialul de ședință cu jumătate de oră înainte, fără convocator, ordinea de zi și materialul aferente. De multe ori v-am solicitat aprobarea unor proiecte care erau urgente. M-am adus aici codul administrativ, care la articolul 135 alineatul 8 spune așa. Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă. Deci, urgența ce mai are? Aparatul administrativ, da? Noi putem ști ce probleme urgente sunt pentru comun. De fiecare dată v-am adus la cunoștință urgența celor proiecte. Și aici aș vrea să precizez că a fost un efort uriaș în perioada domnului secretar general de Limbă să pregătească atâtea documente față de volumul de muncă avut anterior. Și aici facem doar o simplă comparație. Anul 2018 au fost 9 ședințe. În tot anul, 12 luni, da? 46 de hotărâri de Consiliu Local. Anul 2019, 9 ședințe, 70 de hotărâri. Anul 2020, noi am dat în mâine, luna, o săptămână viitoare, facem 2 ani de activitate. În anul 2020, dragi colegi, au fost 4 ședințe în 10 luni. 4 ședințe. 25 de hotărâri. Da? În 2 luni de mandat al nostru, au fost 4 ședințe în 2 luni. Cu 41 de hotărâri. În anul 2021, 16 ședințe. 160 de hotărâri. În anul 2022, până la ora actuală, sunt 13 ședințe cu 89 de hotărâri. Am luat 2 ani de referință, deoarece cu mulți ani în urmă este chiar de tot râsul. Întrebare retorică. Cât se muncea? Câte proiecte au fost derulate și finalizate? Și următoarea întrebare, câte obiective de investiții au fost pornite în acești 2 ani, la care am fost nevoiți să facem ședință de aprobare în vederea finanțării? Cei de acasă pot judeca singuri după numărul de hotărâri. Încercați disperat să dați o notă negativă în desfășurarea ședințelor. Citiți legea, domnilor. Codul administrativ îl am cu semne la fiecare, dacă vă puteți uita, vi-l pot împrumuta oricând doriți. De fiecare dată am introdus pe ordinea de zi proiecte importante și urgente pentru comuna noastră.
la experiența unora dintre dumneavoastră, mă așteptam la altceva decât ochi dați peste cap. Mă așteptam la proiecte pe care să le inițiați dumneavoastră. Să veniți cu idei, că vorba dumneavoastră cunoașteți problemele comunității. Dar nu, dumneavoastră vă împotriviți sau vă abțineți de la proiecte importante mănăstirii. Am avut răspuns că așa vreau eu. Întrebarea mea era, sunteți în lume propriu aici? Sau sunteți aleși de oameni? Sunteți siguri că alegătorii dumneavoastră v-au trimis spectator aici? La ce se rezumă activitatea dumneavoastră și retribuția dumneavoastră ca și consilier? Câți dintre dumneavoastră aveți întâlniri organizate cu sătenii să le aflați problemele? Știți că ar trebui să aveți ore de audiență cu sătenii? Activitatea dumneavoastră se rezumă la cele 1 sau 2 ședințe pe lună? Și aici facem primironosițele? Aștept explicații vis-a-vis de atitudinea dumneavoastră ofensatoare la adresa mea și a sătenilor care v-au trimis aici. V-am invitat la toate acțiunile Consiliului Local. Nu ați dat curs. Credeam că sunteți mai mult mănăstireni decât niște activiști politici. Că vă doriți pentru comună mai mult decât ați putut oferi dumneavoastră în cei 16 ani de administrație. Ascultați orbește niște ordine de la județ în condițiile în care județul nu a iubit comunitatea asta, după cum se vede. Am căutat o cale să lucrăm prietenește, sau mai bine zis, mănăstirește, fără să ținem cont de culoarea politică. Dar se pare că asta este imposibil de atins. Așa că, după cum bine știți, avem majoritate. Cu dumneavoastră sau fără dumneavoastră, proiectele comune vor lua forma și lumea va trage singură concluzii pentru acest mesaj. Punctez încă o dată, am venit aici să fac treabă, să aduc comuna la un grad de civilizație pe care îl merită, să nu se mai uite în ograda vecinilor care au utilități încă de acum 10-15 ani, când la mănăstirea Cașin se dormea. E târziu, dar nu imposibil. Vom face toate eforturile să deblocăm această situație moștenită de la voi. Un bărbat de 46 de ani din județul Bacău, cunoscut cu afecțiuni psihice, și-a ucis bunica. Bărbatul a fost internat la psihiatrie, iar medicii trebuie să hotărască în ce măsură poate răspunde pentru fapta sa. Crima s-a petrecut în comuna Căiuț din județul Bacău. Bărbatul divorțase cu câțiva ani în urmă și pentru că nu avea unde să locuiască, bunica de 86 de ani i-a oferit găzduire. Vecinii spun că suspectul a venit băut acasă și a dat foc patului din camera în care locuia. În momentul acela, bătrâna l-a certat, iar bărbatul supărat s-a năpustit asupra femeii. Un accident mortal a avut loc luni dimineață, 7 noiembrie, în localitatea Sascut din județul Bacău. Un autoturism a fost lovit de trenul Regio care circula pe ruta Suceava-București. Șoferul, un bărbat de 65 de ani din comuna Valaseacă, a murit pe loc. În tren se aflau 25 de călători. Aceștia nu au fost răniți. La fața locului s-au deplasat pompierii de scarcerea Rasmurdul și un echipasaj. Traficul feroviar a fost blocat timp de mai multe minute. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 8 noiembrie, cerul va fi parțial noros. Mercurul în termometre urcă până la valori de 16 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 3 grade Celsius. Miercuri, 9 noiembrie, cerul va fi parțial înnorat, iar în partea a doua zilei va ieși soarele. Maxima zilei ajunge până la valori de 16 grade Celsius, iar noaptea, mercurul în termometre coboară până la valori de 3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.